Bună seara și bine cu la profesorul de geometrie matematică la geometrie. Așa. Geometrie, spune. Geometrie. Problema 11 de la pagina 70. 11 de la 70. Au trecut la poliedre. Prismă dreaptă, paralipiped de tunic. Prismă dreaptă. Da. Da. De data, aria laterală, aria totală, volumul. Paralipiped. Dreptul. Ce spune de ori, da? Da. Să o formulă, o vedem în față, nu? Da. Bun. Cu diavolă, dar și-l pună și dreptul, le-a spus. L-am făcut pe asta, dar acum un tat. Exact. 11. Un paralipiped de tunic A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, deci A, B, C, D, A, prim, D, prim, C, prim, D, prim, paralipiped. Cu baza A, B, C, D. Cu baza A, B, C, D. Așa, paralipiped. Cu A, B, C, D, dreptul, nu? Atunci, cu baza A, B, C, D. Așa, tu nu înțelegi, nu dreptul. Așa, cu baza A, B, C, D. Care e perimetrul bazei? Perimetrul A, B, C, D. Egal 30 cm. 30 cm. B, C, egal 4 cm. B, C, 4 cm. A, prim, 8 cm. A, 4, egal cu 8 cm. Calculați, amin. Aria laterală a paralelepipedului. Aria laterală, nu înțelegeți. Lungimea segmentului AB. AB, egal cu cine? C. Aria totală a paralelepipedului. Aria totală. Și volumul după aceea, AD. D. Volumul, egal. C. Înțelegeți că e paralipiped dreptunghi. Adică bază dreptunghi și fețele toate dreptunghi. Toate fețele dreptunghi, cutia de hibrid. Da. Prisma dreaptă, cum aș spune. Înainte am vorbit de prisma dreaptă cu baza un dreptunghi. Paralipiped, mai poate. Paralipiped dreptunghi. Să lesenăm, dacă vreți. Să vedem ce... Hai să scriu. Hai. Suma arilor tuturor dreptunghiilor, astea patru laterale. Adică
Dar, la bază, cu cine este egalarea unui drept unghi? Baza ori înălțimea? Baza ori înălțimea? Baza ori înălțimea? Baza ori înălțimea? Înălțimea este aceeași A prim și e luat în factor comun, ca să înțeleg bine, și rămâne latura asta plus asta plus asta plus asta. De ce e perimetru ori înălțimea? Deci, are laterală este perimetru, acum am înțeles și eu de ce. Perimetru ori înălțimea. Da? Și este egal cu. Ori H să mă dea înălțimea și mă perimetru margerii cu PB. Perimetru margerii, așa. Da. Așa face și PB ori H. Ori H. 120. Deci perimetru margerii este 30. Ori H-ul care e A prim. 8. Și face 100 între ori 24. Ce? Da. 40 centimetri pătrați. Asta este area laterală. AB-ul, am aflat-o noi înainte, are totală. De două ori AB plus BC și plus AC. Ce ți-ești prin area totală? Cât material ți-a trebuit ca să îndelești tot? Tot corpul ăsta. Trebuie să îndelești lateral. Adică area laterală. Adică area laterală. Și de două ori area bază. Pui și jos materialul, acoperi și deasupra. Deci area totală, nu ca formulă, ci ca fenomen, să-ți fii clar. Deci înseamnă să îndelești un material prin exterior, area laterală, plus de două ori, asta, așa. Da, da, da. Doar care mai. Face 940, plus area bazei în dreptul. 60. Adică, de vorba de 14, da? 4, 11, 12. 2, înmulțim cu 4, 11. Așa a zis? Am zis da. Noi. 44, da? Și face 240 plus 88 și face 8, 328 cm pătrați. Deci, area laterală, vedeți în mate exterioare. Cum îți dreptunghiuri, poate, au aceeași dreptunghiuri, au toate aceeași înălțimi, scoate înălțimea factor comun și de ce apare perimetru? Că vine asta, pus asta, pus asta, pus asta, la fiecare dreptunghi. Perimetrul bazei, ori înălțimea, supra 2. Dacă e mecanic, poate uiți. Uiți. Dar dacă ai înțeles fenomenul, gata, nu ai nicio problemă. La area totală, în vedere și pe exterior, adică area laterală, plus cele două baze îndelite. De două ori area bază. Depinde ce este în față. Deci, la volumul. Volumul. E area bazei ori H. Vezi? Ai o formulă strecurată de undeva, el la 3 la cub. Dar la aici. Trebuie să înțelegi așa. Ca să vezi, să vezi cât, ce volum este aici, area bazei, mulțimea înălțimea. Cu cei de-a trei înălțimi. Deci, volum egal cu area bazei, ori înălțimea, H. Starea bazei este A, B, ori BC. E făcut asta, e 44. Ori înălțimea, ori 8. 4,32, 4,32, 35. Metri cubi. Cubi. Că sunt trei dimensiuni. Asta, asta și cealaltă. La volum. Are cu metru pătrat sau centimetru pătrat sau ce-o fi, dar aici cu centimetri cubi. Vreți să vă mai explice dacă domnul profesor? Cu aia? Ce? Nu. Ca să nu vădați mecanic? Da. Deci, încă o dată. La area laterală înseamnă să vedem cât material. Suma arilor tuturor fețelor laterale. Suma arilor tuturor fețelor laterale. Dacă ai baftă să vezi via peste tot cum e la noi dreptunghi, aici, la alte corpuri altceva, ori fi triunghiuri, la piramidă, ori fi nu știu ce, la fiecare de la flămadă. Dacă ai baftă cum e la noi aici, având aceeași înălțime, bună, are area asta cu cine? AB ori area prim. Plus BC ori BB prim sau ori A prim. Plus DC ori A prim. Plus AB, AD ori A prim. A prim suscate factor comun. Și vine H înălțimea pe lângă
Asta, plus asta, plus asta, perimetru. Perimetru, ori înălțimea, nu? Reprezintă area laterală. Area totală, la cea laterală și vede și deasupra. De aia de două ori area bază. Și la volum? Iar volumul înseamnă area bazei ori înălțimea. Area bazei la mesoar pe plasă fie o dreptunghi. Dacă era pătrat, era latura ori latura. Și dacă ar fi fost cub, era cum ai zis tu. Cum ai zis tu, el la treia. Vezi? O rămas o formulă acolo și gata, o pesne cu el la treia. Care e el la treia? Nu-i. Ci vorba de cele trei dimensiuni mulțite. Asta, asta, asta. Și înălțimea și înălțimea. Da, și înălțimea. În cazul pe față, apare pe peste cele trei. Dacă cele trei sunt egal la cum, vine lângă, ori, ori, și atunci. La treia. Da. Șterge, da? Da, da. Trece prin de... Așa s-o făcut, fac un pic, da? Ca să treci voi. Da.
Că nu trece prin D. Nu, mai știu și pe A prin D. Și pe A prin D, A prin D, adică diagonala cealaltă. Față. Față. Bun. S-o află tare. Hai să notăm pe AB cu un X, A prin D, Y și BC cu Z. Poate acum îmi spune să repete. Ca să fie mai ușor, cum să mai ziceți AB. Apar cu X, da. Y și Z. Sau dacă vreți H, să vină și mai limba H și grățimea. Și atunci X, Y. X și Y se lăsă în la parte, da? Sau lungimea și lățimea, dacă vreți. Cum vreți. Da? Mergem și așa. Lățimea se zic asta cu mic și lungimea. O vreau pe da? AB. Da. Știm pe A prin B. Și dacă știm pe A prin B. H ori e pe 2 e ca cu H la 2 apuțelătură e ca cu A prin B. Sigur că da, Pitagora. H pătrat plus el pătrat egal cu A prin B la pătrat. Mm-hmm. Și exploatăm o primă relație. Hai să scriem și noi. Deci, demonstrația începem. H pătrat plus el pătrat este egal cu A prin B la pătrat. Radical din 34. Radical din 34. 34. Apoi, ce mai știm? Mai știm A prin C. A prin C. A prin C. Apoi mai știm că... A prin D. Hai să-i portăm pe A prin D. A prin D. A prim la pătrat cu... Păi uite, A prim cine odată? H. H. Da. H. Da. La a doua pus A de la a doua, egal cu A prin D. Pus A de la a doua, că e de mic. Deci H pătrat pe prim prim prim. Egal cu? 41. 41. Și mai avem pentru... Și mai avem pentru C. A prin C. Mai avem că BC, că radical din BC la a doua plus DC la a doua plus CC prim, egal cu A prin C. Adică cele trei dimensiuni ale paralelepipedului la pătrat face diagonala la pătrat. Adică lungimea, lățimea și înălțimea. Adică în cazul nostru, H pătrat. Plus el pătrat, plus el mare pătrat, este egal cu diagonala. Radical la pătrat face, cât face, sau 5 radical de 2. Da, da, da. 50. Astea sunt relațiile, trei relații și cum procedăm. Păi, din prima, pe primele două îi scădem. Ori așa, ori dacă H pătrat plus el pătrat, știu cât face. 34, la 3 mă duc. Și rezultă atunci că el mic pătrat egal cu 50 minus 34 și egal cu 16, da? Așa, el egal cu 4. Apoi. Apoi eu tot formula asta mă duc cu 41. Deci, 41. Tot în aceeași formulă, da. Deci în 41 el plus el mare pătrat, da? Da. Egal cu 50. Și bine că el mare, așa, la mare, egal cu 9. Deci, el egal cu 3. Și H-ul care e egal cu 5? Prima egal cu, H egal cu 5. Se vede foarte bine. Și acum avem asta e 3. Asta cu 4. Și avem așa cu 5. Și acum volumul. Volumul este egal cu. Area bazei. Area bazei. Adică AB ori BC. Așa. 3 ori 4. L ori L mare. Ori H. Cele trei dimensiuni mă zice. 3 ori 4 ori 5. 60 cm scurt. Da? Deci simplu dacă știm un pic să o mai vrem cu ele. Mergem mai departe. Să lăsăm paralelepipedul, nu? Da. Să lăsăm numai paralelepipedul, toate. Că e mișcarea paralelepipedului. Exact.
Asta nu aștept. Chiar nu aștept. Asta e bun. Ai patetul. Asta trebuie. 20. 19 de la pagina 71. A, face bun. Mai teorie, mă uit acum la
din Pitagora, deci asta știu acum că este câtea 4. Și teorema lui Pitagora, 4, 4, 16 plus... Da, plus 64 plus 16. Da, deci BC simplu, BC egal cu radical din 64 minus 16. 48. Adică 48. Adică 48. 48. 48. 48, da. Face de la 16. Da. 4 radicale pe 6. Asta am aflat pe BC, adică una dimensiunea asta, 4 radicale din 3. AB acum aflat. BC, AB. Uite, întotdeauna când ceva nu merge, tu intri la ipotenuză. La ipoteză. Ce mai avem ipoteză? A pătrat. Foarte important. Atunci și noi cum avem? Dacă e pătrat. Dacă e pătrat. Păi dacă nu știu nu mai există că e pătrat. Da. A, B, B prim, A prim, e pătrat. Și noi vrem să avem pe ce? La pe A prim o știm. Stai puțin, pe ce vrem să avem pe A prim? A, B. A, B. A, B. A, B. Păi stați așa și mă... Când să mă simt? În stresul ăsta. Deci e patru, că dacă știu că... A prim, de B prim, da. CC prim. CC prim e ca cu AB. Deci CC prim... Nu vedem acolo pe figură, că nu e notat. Păi... A, B, B prim, A prim pătrat. Dar atunci e 4. Sigur că da. Deci e terminat. Și acum am avut ale laterală. Și acum feițele toate ce sunt? Pătrat. Nu? Nu. Ce sunt? Nu contează. Nu contează. Chiar așa. Două sunt pătrate. Asta de aici, până din spate, sunt pătrate și astea două sunt dreptunghiuri. Că BC-ul e diferit de AB. Da. BC-ul e diferit de BB'. BC e diferit de AB sau de BB'. Deci e diferit de BB'. Și atunci de ce am? Zici, perimetru, adunăm toate, ori înălțime. Deci are laterală, va fi egal cu perimetru. Dar nu, nici așa laterală. Da, AB. Perimetrul știm cât este. De două ori AB. De două ori AB, adică 8. 8. Și de două ori BC. BC. 4 radicale în 3, da? 6 radicale în 3. Cum știu asta? Deci A. Perimetru. Egal cu de două ori AB. Plus de două ori BC. Și egal cu de două ori AB. Plus BC. Egal cu 2 pe lângă. AB am spus că este 4. 4. 10. 4 radical din 3. Și face 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Asta e perimetru. Și are la serală. Egal cu perimetru bazei. A spus o dimensiune. Adică 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Ori înălțimea, ori 4, nu? 32 plus 32 care e 3. Egal cu 32 pe lângă, mai bine și lăsa așa, 1 plus radical din 3 cm lățați. 2. Și 1. Corul 8. 2. Area bazei. Da. Care e 8 pe lângă 1 plus radical din 3. Area bazei, nu area bazei. Area bazei. Am zis că... Încă unul plus radical din 3. Perimetru. Calculăm area bazei. Area unui dreptunghi e... Lungime de înălțime. Așa. Volumul este egal cu area bazei. 16 radical din 3. Înălțime aș face. Ori 4. 16 radical din 3 ori 4. 16 radical din 3 ori 4. Este bine? Cum spune? 4. Urmărește că e 16 radical. 4 ori 4 radical din 3, ce e 3 dimensiuni. Și ori înălțimea ori 4, și face 64, nu? Radical din 3, centimetri. 64, cred
Da. Care e pentru și ultima de tot poate. Ia să fie mai opt. Știi să mai duc ca să mai punem una pe burete și să... Ești cineva? Măsura unghiului dintre A, C, prim și planul A, B, C, D. A, B, C. Unghiul A, C, prim. A, C, prim și planul A, B, C. A, B, C, prim. Și A, C. Ce este A, C, prim? De acolo. Pare de pipe de atunci, ca mine. Deci de acum la... Ori o pe ce, ori dacă vine mai la din unde vă spun. De pe. De prim pe. Asta e tot o diagonale, sunt legale. Și cu planul pe ce? Cred că este același unghi. Ori spun de la prim ce prima cu planul bazei, ori cu planul bazei. Cu planul bazei asta este. Deci unghiul acela, practic. Ori de prim pe, ori desenat cu celălalt, dacă vreți. Dar se vede mai bine.
Da, ce prim A, dacă la voi se vede mai bine ce prim A. Nu, se vede DB, bun, DB cu ABC. Cu DB cu ABC? De prim B cu ABC, adică e un gol ăsta, deci cum l-am zis eu, de prim B, de De prim B, de ce? Hai să vedem. Ce înseamnă unghiul făcut de o dreaptă cu un plan? Unghiul făcut de o dreaptă cu un plan, deci dacă am, uite, Mirona. Mi-a arătat așa ca să ai la minte. Deci vreau să văd unghiul făcut de o dreaptă cu un plan, iau un punct de pe dreaptă și cobor perpendiculară. Și acum unghiul acesta făcut de prim, triunghiul care se formează, orice punct aș lua de pe dreaptă, cobor perpendicular și locul meu înțepat. Și atunci unghiul făcut de segmentul care unește cele două puncte și cu dreapta respectivă, e unghiul... Pe cele două puncte, adică de prim perpendicular pe plan. De prim perpendicular pe plan. Da. Umbra lui el prin B este DB. Da. A luat un punct de pe dreapta DB. De pe D prin B. B. Da. Am luat un punct de D prin de data asta. Și am dus perpendiculară pe plan. Da. Locul înțepat de prin B, planul ABC, este punctul B. Da. Și unghiul făcut de dreaptă cu planul bazei este unghiul D, B, D prin sau D prin B. În problemă, ar fi fost, ar fi un net pe A cu C. Da? De fapt, sunt cele două diagonale, într-o vertiune diagonală. Deci, de ce m-am dus pe unghiul ăsta? Că mi s-a părut că îl văd mai ușor. Da. Pentru că AB e egal cu 2BC. Adică AB este 2BC. Rotăm BC cu X. Sigur, X. Și asta va fi 2X. Așa, adică rotăm AD cu un X și AB cu X merge cu teorema lui Pitagora, aflăm pe DB. Aflăm pe DB, sigur că da. Și asta e X aici, da. Unghiul ăsta din 90 grade. Și DB, cu cine ar să fie? DB pătrat. DB pătrat egal cu AB pătrat plus AD pătrat. 3X pătrat, nu? Că din X pătrat plus 4X pătrat. 5X pătrat. Cum DB... 2X la pătrat, 4X pătrat și 5X pătrat, 5X pătrat. De unde DB simplu egal cu X radical din 5. Radical din 5. X radical din 5, da? Bun. Cum DB e X radical din 5... Știu că DB e dată problemă, nu? DB... Nu, e de DB. Rezultă că avem într-un Q de deprim teorema aia. Un încă pus ratului de... Latul a pus un cu 30 grade și mutat din potenuză, adică avea 60 de grade. Păi și cealaltă e 30 grade. Ea spune că asta e 30 atunci. Și atunci avem... Dar pe 90... Și atunci avem că 2 ori x radical din 5 egal cu o radical din 5 și îl scoatem pe x. Da? Ce spune? Ori făceam o funcție trigonometrică, ori așa cum îți știa, dacă ți-ai de 60 de grade, asta zic 60 grade, ca pe problemă, și am urmat să fie de 30. Și cateta opusul unghiului 30 grade, jumătate din ipotenuză. Da, din ipotenuză o știm, o prea din 5. Din dreptul, da? Da. Deci... Ce am hai să zicem, sinus de 30 grade, merge până se oprește ideea, nu o putem da, sin de 30 grade, e cam cateta opusă. Da, în triunghiul care? În triunghiul de prim de... De prim. De. În triunghiul de prim. De. B. B. De B. Sin de 30 de grade acolo, e DB. DB supra? De prim B. De prim B. Sinusul știu. Și asta e echivalent cu a spune că sin de 30 de grade, adică 1 peste 2, egal cu DB supra de prim. De prim. De prim. X
Adică de 5, x radical din 5 supra? 8 radical din 5. 8 radical din 5. Deci rezultă că tu voi egal cu, ba nu, cu x, x-ul, da, egal cu 4. Da? Deci x egal cu, cu cât este x-ul? 8, x egal cu 8, x egal cu 4. Da. Da. Și cu x ați dat-o pe BC. Atunci, la BC. Da. Atunci, de 2, 4 radical din 5. Deci AB, AB este 8. 8. Dar aici care a spus AB egal cu 8. DB 4 BC 5. Egal cu 4. BC egal cu 4. Și AFI? Cum aflăm? Și AFI este un trunchi de, de prim DB dreptunghi, trebuie radical greu. De prim de B, da? Da. Și zicem de de prim sau, da, de deprim pătrat, de deprim egal cu radical din, de B la pătrat. De deprim, spuneți domnul, nu? De, de B. De, deprim. De deprim, da, da, perfect. Da. Egal cu radical din DB pe care am aflat-o, cât e DB? DB. Da. Pe care e 90 grade? 4. Unghiul de 90 grade este și întâi. Păi înseamnă că deprim B, aia e potență. De, de deprim. Egal cu din ipotenuza la pătrat. Da, adică 8, e 8 radical din 5. 8 radical din 5 la pătrat, scădem pe... De B am aflat-o, 4 radical din 5. 4 radical din 5. La pătrat. Și egal cu radical din 5. Trebuie să un 4 factor. Comun, 16, 4. Aici rămâne un 2 la pătrat. 4, 5. 20 minus 5. Nu? Așa trebuie marcă. 4 radical din 15. Deci, dacă nu te greșești, nu lăsați mai bine. Nu cum e greșit. Am scos un 4 factor, la pătrat este 4, 5. Rămas un 2 care la pătrat 4, 5, 20. Minus 5. Da. Iese 5, adică rămâne 15 supra-radical. De deprim am aflat-o. Și dacă v-ați dat pe de deprim... Da, da, și dimensiunile am terminat. Așa. Volumul. Volumul este egal cu... Ce este dimensiunile? Mulțime. AB, ori BC, ori de deprim. Și egal cu 8, ori 4, ori 4, radical și 5. Și face 32 ori 4 8 32 ori 28 radical din 5 centimetri cub. Și volumul este aflat. Din nou, calculi algebrice, dacă te descurci, știi formule pe acolo, pe tacola, știi diagonala, suma... Acolo, măsura aia nu știu. Aici era unul, nu? Nu, deci ce v-am plăcat în problemă? Unghiul pe care faci o dreaptă cu un plan. Da. Păi asta trebuie să faci. Acum ați înțeles dacă nu-i cap, dacă ați mai insist. Deci vezi orințeacă dreapta pe planul acela? Da. Iei un punct de pe dreaptă de oriunde și duce perpendiculară. În cazul nostru e de așa adusă, de deprim. Da. Și unghiul făcut de cine? De piciorul perpendiculare, unit cu locul de înțepa dreapta. Planul. Planul. Că de prin B înțepa planul, acesta e punctul B.